La începutul lunii mai, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a lansat campania Dăruiește o tabletă pentru o șansă la educație. Acțiunea destinată ajutorării elevilor proveniți din familii fără posibilități materiale a ajuns la final, iar de pe urma acesteia vor beneficia 54 de elevi din județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Campania Dăruiește o tabletă pentru o șansă la educație s-a desfășurat în perioada 4 mai-10 iunie. În urma acesteia au fost strânși 28.908 lei, bani pe care Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului îi va folosi pentru achiziționarea a 54 de tablete. Acestea vor ajunge la elevi din județele Cluj și Bistrița-Năsăud, identificați cu ajutorul inspectoratelor școlare. Am considerat de datoria noastră să venim în sprijinul elevilor care nu au un minim necesar pentru a-și continua pregătirea școlară acasă, așa încât în urmă cu o lună și jumătate, în plină perioadă de pandemie și de restricții, am inițiat această campanie care a purtat numele Dăruiește o tabletă pentru o șansă la educație, venind în sprijinul copiilor defavorizați, așa încât timp de o lună și jumătate, cei care au dorit, clujeni sau bistrițeni sau nu numai, au putut să doneze bani într-un cont special al Arhiepiscopiei noastre pe care l-am deschis pentru acest proiect. Așa încât, la încheierea acestei campanii, ne bucurăm să anunțăm faptul că au răspuns peste 100 de donatori, iar suma totală care s-a colectat a fost de peste 28.000 de lei 900. Din acești bani vom cumpăra 54 de tablete pe care le vom dona inspectoratelor școlare din Cluj și Bistrița-Năsăud, pentru ca ele, la rândul lor, să identifice școlile și comunitățile defavorizate care au nevoie de aceste dotări tehnice și să le ofere copiilor, intrând într-un circuit instituțional și școlar, așa încât să existe și convingerea că tabletele își vor atinge, de fapt, scopul pentru care ele au fost destinate. Ne bucurăm să vedem că la un apel al Bisericii și mai precis al Arhiepiscopiei există încă un bun răspuns în public și acest lucru trebuie să ne dea curaj și trebuie să inițiem astfel de acțiuni și pe viitor. Iar la încheierea acestei campanii, în Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei aduce mulțumiri donatorilor, mass mediei care a sprijinit acest proiect și pe parcursul desfășurării lui și a reluat acest apel și tuturor celor care ne-au susținut, având convingerea că această binefacere pe care o facem copiilor nevoiași și care astfel primesc o șansă în plus de a-și continua pregătirea școlară, se poate întoarce oricând asupra binefăcătorului, chiar și aici pe pământ. Chiar dacă, să zicem, contextul pare puțin depășit, anul școlar este încheiat, iar situația este ceva mai stabilă. Totuși, miza cred că este viitorul pentru care trebuie să ne gândim și pentru care trebuie să fim pregătiți. De aceea, cred eu că aceste tablete își vor atinge scopul în viitorul an școlar pentru care ne pregătim cu toți. Până în prezent, la nivelul Patriarhiei Române au fost oferite aproximativ 5.000 de tablete sau alte dispozitive electronice.